Administrația Fondului pentru Mediu va lansa în luna septembrie programul privind casarea autovehiculelor uzate, care va permite scoaterea din uz a mașinilor mai vechi de 15 ani. Conform Fresh24, programul va avea o valoare de 500 de milioane de lei și va fi implementat cu sprijinul unităților administrativ-teritoriale. Proprietarii de mașini ar urma să caseze autovehiculul vechi în schimbul unei sume de 3.000 de lei, din care jumătate va fi suportată din bugetul AFM și jumătate din bugetul local, fără a fi condiționată casarea de achiziția unui autovehicul nou, scrie Press. Acest program a rezultat în urma angajamentului României prin PNRR că până în 2026 vom casa un număr de 250.000 de autovehicule mai vechi de 15 ani. Este un program prietenos cu mediul, dar nu știu cât de prietenos este cu bugetele unităților administrativ-teritoriale, în sensul că noi vom acorda o primă de casare a unei mașini mai vechi de 15 ani sau cu o normă de poluare Euro 3 sau mai jos de Euro 3. Această primă de casare va fi de 3.000 de lei, în care 1.500 de lei suportă AFM, iar 1.500 de lei vor trebui suportați din bugetul propriu al fiecarei unități administrativ-teritoriale, a afirmat șeful AFM. Laurențiu Neculaescu susține că programul privind casarea autovehiculelor uzate va fi influențat direct de sumele prevăzute în bugetele locale cu această destinație. Pentru acest program vor aplica administrațiile locale, iar în cadrul unei sesiuni de înscriere, un solicitant poate obține finanțare pentru cel mult 100 de autovehicule uzate pentru UAT-urile cu o populație de până la 1000 de locuitori, 500 de autovehicule uzate pentru UAT-urile cu o populație cuprinsă între 1001 și 5000 de locuitori, 1000 de autovehicule uzate pentru UAT-urile cu o populație cuprinsă între 5.001 și 10.000 de locuitori, 5.000 de autovehicule uzate pentru UAT-urile cu o populație cuprinsă între 10.001 și 50.000 de locuitori, 20.000 de autovehicule uzate pentru UAT-urile cu o populație cuprinsă între 50.001 și 200.000 de locuitori și 50.000 de autovehicule uzate pentru UAT-urile cu o populație de peste 200.001 de locuitori, relatează Fresh24.